Și bine v-am regăsit la un nou joculeț de Identity. Am jucat jocul ăsta pe vechiul canal și știu că multora le-a plăcut pentru că e un fel de Dead by Daylight pe telefon. Cu toate că a apărut și Dead by Daylight-ul pe telefon, dar din păcate versiunea mea telefonul nu e compatibilă cu jocul. Că de ce pis, da mă, să nu meargă? Că direct m-am enervat. Mi-am dat pre-order la joc, am trimis e-mail, am primit e-mail acum câteva zile. Și mi se spune că, într-adevăr, jocul a fost lansat pe platformele oficiale, bla, bla, bla. Să merg să-l downloadez. Bun, intru în sfârșit și eu pe App Store frumos să-l downloadez și nu merge. Pentru că, vezi, căcat, nu am aceeași versiune. Pentru că am un telefon din 1400 toamnă, așa că nu știu ce așteptări am avut eu. Și astăzi vom juca un joculeț care se numește Identity V, cred că mulți îl știu. E un fel de Dead by Daylight pe telefon, e asemănător exact aceeași treabă. Diferă personajele și killerii, dar în mare parte trebuie să decodez niște chestii, nu că nu sunt generatoare, eu le-am zis generatoare foarte multă vreme și trebuie să scap prin porți de killer și la fel sunt 4 persoane, 5 generatoare, un killer și nu vreau să fiu doctorița că mă disperă mufalul asta. Și după cum vedeți, sunt mai multe caractere. Pe vechiul canal când jucasem avusesem aproape cam toate caracterele, adică eram la un nivel destul de mare, nu băgasem bani în joc, dar am avut o răbdare de fier să le cumpăr pe toate. Și ajunsesem la un nivel destul de mare, știu că jucam la un moment dat, era ceva chestie globală, se adunau foarte mulți jucători și erau foarte multe generatoare de reparat, făceai grămadă de bani acolo și îți creștea rankul foarte ușor. Asta e un fel de Jake pentru cei ce știu Dead by Daylight-ul. Tipul ăsta e sabotor și sabotori am rămas să-i spun, nu le-am folosit niciodată numele din joc. Poate laghează puțin pentru că jocul e destul de mare, ocupă vreo 3 giga. Și ar trebui să... și poate să saboteze acele... Așa, ar trebui să vorbesc exact acum când vreau să decodez. Ok, vreau să tac că vreau să aud chestiile alea, că vreau puncte, foarte multe puncte. Pe mine asta mă interesează. Hai că bine până acum, 60-60. Vezi că s-ar putea să lagheze puțin, că n-ai memoria cam full la telefon și nu-mi spuneți că să scap de ea, că n-ai cum e. Telefonul ăsta e mai mult decât imbecil, credeți-mă, trebuie să șterg 5 aplicații să bag una. Aha, deci doctorul lovitune naibai. În corul meu e! Bine! Așa că vă place când vă țip în urechi. Deci, dacă vă place jocul ăsta și mai vreți episoade, o să-i zic Dead by Daylight aia e, cu jocul ăsta, lăsați-mi un comentariu sau lăsați un like acolo, pentru că, na, dacă vă place seria, lăsați un like și o să mai continuăm cu astfel de episoade. Nu știu când o să filmez. Help me. Hai mă, să o ajute cineva și pe asta. Dar bine că toți campează. Ați observat exact ca și în Dead by Daylight. Sunt foarte mulți camperi în jocul ăsta, frate. Deci te pune pe scaunul ăsta pe care o să sabotezi eu acum ca să suși tu ceva. Și stă în fața ta. Și, da, nu prea poți să faci nimic. Sunt nervanț. Urăsc chestia asta. Deci dacă e ceva ce urăsc foarte mult în jocul ăsta. Ce e asta? Uite mă că îl decodează și pe ăsta. Bă, e nebun! Bă, stai un pic, nu mai știu ce. Și pot să-i sabotez scaunele astea. Deja unul a murit. Ai! Futuți! Nu! Ce drag de killer e ăsta, băi? L-am încurcat. Da. Și să vedeți că e bulangiu și campează. Fut! Nu campează. Cineva? Ești o paletă! Ești în fața mea și nu vrei să mă ajut. Bă, bulangiu pământului, mișcă-ți hoitul! Na, uite! Doi mor, uite-l. De aduci killerul aici, bulangiule. Ești și tu mor și eu. Mișcă! Vă rog frumos! Vă rog... Nu!
killerul aici! Nu! Bă, dacă mă farmez de punct, bă, dar și ăsta bulangiule, bă, nu mai campa și du-te în altă direcție, te rog. Nu fă chestia asta! Du-te de aici! Ce faci, bulangiule? Mă farmează de puncte! La revedere! Nu! Bulangiule! Oh, că doresc chestia asta! Te rog, lasă, nu vreau să scap. Te rog, eu sunt un chiar foarte drăguț în comparație cu handicapații ăștia. Eu nu campez, bă, nu campez. Făce mai multe puncte dacă îl lași să te salveze. De ce faceți chestia asta? Nu înțeleg. Deci, în jocul ăsta sunt foarte mulți camper, credeți-mă, atâta campează ăștia și atâta stau în sufletul tău. Dar poți să le dai report, mi se pare că și pe Dead by Daylight la fel poți să le dai report, pentru că, na, nu e ok. Hai să mai jucăm încă un match de Survivor și dacă vă place jocul, în episodul viitor o să jucăm și un match de killer și o să vedeți ce killer milos sunt eu. Sunt cel mai milos killer, dar mergi, mă, puii mei. Une, Doamne, iartă-mă, nu te grăbești. Nu s-ar grăbi ăsta, Doamne ferește. Știu că făceam episoadele destul de lungi, nu știu exact cât de lung să fac un episod, dacă să fac un mes, să fac două. Eu mă uit la Pink și văd seria lui The Dead by Daylight și de acolo am luat cumva chestia asta să fac un episod în care să fiu de două sau de trei ori killer. Nu vreau să fac nici episodul foarte lung, dar nici foarte scurt, pentru că, na, monetizare, care nu există la mine, nu? Bine. Dă-mă Reddit-ul, gâtul mătii. No, bine, n-am personajele astea. O să vedeți pe parcurs că sunt foarte faine personajele. Și unele chiar au optit din ochii, adică, bă, cel puțin ăsta cowboy-ul. De exemplu, dacă ești pe scaunul ăla și el un pic mai încolo de tine, poate să te prindă cu lasou și te ia în cârca lui și te plimbă ori n-are nevoie. E foarte tare partea asta. Ok, vreau să văd dacă înregistrează. Mersi. 7 minute. Hai că e bine. Nu mai faceți de asta. Trebuie să opresc YouTube-ul, jur. Nu știu cât de lung să fac un episod. Habar n-am. O vedem pe parcurs acum. Dacă vă place serie, dacă nu, nu. Eu mai am o serie cu Granny pe care vreau să o continui și dacă mai știți jocuri, puteți să-mi spuneți. Și desigur, dacă aveți episoade la care merită să reacționez, să râdem împreună, puteți să-mi trimiteți clipurile fie pe Instagram, fie pe Facebook, aveți care de obicei link-urile în descriere și eu îți sabotez asta, tu-ți gâtul mătii. Și să nu vină acum, nu pe curmea, că cam vin ăștia. Eu știu ce vreau să fac. Vreau să-l sabotez. Vreau să nu-i las nimic, măcar asta. Pentru că dacă te prinde și n-are unde să te pună, o să-i cnose pe lacă. Așa. Până acum am două scaune sabotate, 500 de puncte. Mie îmi convine, mă interesează mai mult punctele în jocul ăsta. Deci trebuie să ce să fac? Help me! Ce Dumnezeu ai făcut? Eu nu înțeleg. Am o echipă care cred că se aruncă în brațele killerului. Am avut efectiv o echipă de genul ăsta. Uite cum campează, deci se vede umbra, e fix, n-ai cum. Deci eu nu înțeleg ăștia camper, e că frate, e mai amuzant dacă îl lași să plece, îl prinzi iară. Faci o grămadă de puncte pe cărca lui decât dacă stai acolo și îl păzești. Pentru că e foarte nașpa. Și de-aia o să-ți fut toate scaunele. Ok, sorry și mie. Pentru că e mai ok dacă îl lași să fugă. De exemplu, eu îl las să fugă. Mai... Acum vrea help. Dar cum să te help dacă e la lângă tine? Fuck it, nu mă risc. Nu scap cu 500 de puncte. Și o să rămânem 3 și sunt 5 de codoare de asta. L-o salva, mă, ești prost. De vă prinde. Sunteți două palete inutile dacă vă prinde. Jur. A, măcar și... Că numai eu deco... Bravo. A, da, pe killer aici. Nu, vreau să-și dau viață și haideți la decodat, frații mei. Altă treabă nu mă interesează. Ok. Nu mai vreau să greșesc. Să mai caut câteva scaune de astea. Sau pă bune, l-o prins iar pe ăsta. Unde dracu ești, mă, celălalt? Trebuie să-ți dau heal. Hei, dispare. Trebuie să-i dau heal. Pentru că asta mi-e misiunea mie.
Ce helmică te-o... Ce asta era făcut. Hai că bine. Dar unde e ăla? Că vreau să-i dau un heel să-l... A, uite că și-o reveni. Bun. Stă un pic mai tare, că vreau să aud inima când îmi bate. Că uneori nu aud inima, știți? Când bate, când se apropie. Și vreau să repar pe ăsta. Vai, la limită era. A, l-am găsit. Uite unde era, mă ligă, du-te, fu-. Să nu aduci killerul aici. Am mai pățit asta, mi-a adus killerul fix în brațe. Când eu decodam ultimul ăsta, generator. Foarte fain. Mă știu că jocul ăsta l-a jucat și Max, dacă nu mă înșel. Max și Infinit, cred că îl cheamă, nu? Mă, nu, întreb că nu știu, nu că am ceva cu omul, dar chiar nu mai țin minte, cred că Max Infinit îl chema pe tip. Și știu că el a fost printre primii care au jucat, adică, de fapt, cred că eu am fost, cred că prima care au jucat chestia asta. Dar cum nu sunt un YouTuber cunoscut, e cam meh. Ai adus killerul aici! Păcat! Hai. O, am scăpat. Am crezut că mi-l aduce fix în brațe, jur. Ok, fuck it, nu scăpăm. Trebuie să găsesc dungeon-ul ăla prin care se hatch-ul. Pentru că altfel mă prinde, n-ai ce să faci. Mai e ceva pe aici să fac sau... Nu. Fuck, dacă pe ăsta îl prinde, rămânem doi. Și ăla pare o paletă. Vă rog frumos, reparați și faceți ceva, că nu vreau să mor. Da, super până acum, îmi place foarte mult jocul ăsta. Nici măcar l-a prins. L-a prins, că e o paletă de jucător! Cum neapar salvez eu pe ăsta? Nu putem să-l lăsăm așa. Se duce ăla sau mă duc eu? Cum facem, frate? Nici n-am destul, cred că, puncte. Vreau să fac puncte. Frate, nu e ok. Da, dar plimba mai repede, să știu. L-a pus acolo. Frate, dar parcă... Îl campează? Îl campează. Bine, știi cum facem. Termin ăsta și vin după tine. Mi-aș dori cumva să-l fac. Să nu mai campeze bulangiu pământului. S-o duc și ăla ca și ultimul cretin. Fuck it! Da. A fost util ce am făcut. Că m-am dus și m-am prâncat și-o ca o cretină în brațele killerului. Da. Am... Tu ești imbecil, du-te de aici! Faci mișto de mine? Faci mișto cumva de mine? Deste... Bulangiilor. Deste bulangii. Scoate-mă de aici! Bă, dați-vă... Dă-ți heal, nu veni așa, tâmpitule! Tu ce pula mea dai? Fuck it! Fuck it! Nu aduc... Nu forma de puncte! Vino odată! E fix problema ta ce faci de acum încolo! Vino să-ți dau heal, tâmpitule! Fugim! Nu-mi pasă ce faci tu! I'm done! Heal me! Mersi, frumos! Frate, am scăpat la mustață. Du-te și salvează-l pe ăla și omul să ca o heciu. N-am de gând să stau acum, să mor pentru nimeni. Fuck it, frate, fuck. Trebuia să stric și scaunul ăla și nu mă... Mă că... Știi ceva, faci ce vrei. Ești liber să te duci unde vrei. N-am de gând să mor pentru nimeni. Vreau să caut heciu și să ies. Nu-mi convine să repare ultimele generatoare, pentru că voi sunteți ultimele palete posibile.
I'm done. Vreau să caut heciu. Pe ăla l-o prins. L-o prins și pe celălalt. Și acum tot ce trebuie să fac e să scap, dar prin heci, mă, că nu știu, un heciu. De mă prinde pe aici, n-am de gând să... Ok, cum facem noi acum să găsim heciu? Pentru că poate să se fi, să fie apărut oriunde. Și chiar nu știu unde e heciu. Unde e heciu? Unde e heciu? Unde e heciu? Unde e heciu? Să zic o pieză de mai tare. Șorile astea. Va trebui să fac cumva să nu mă vadă. Nici măcar nu știu, nu-i heciu! Uh-oh. Fugi! Pe aici e până pe heciu, nu? Bulangiule! Ești ultimul bulangiu! Te rog, lasă-mă să plec. Ok, trebuie să fac chestia asta acum în disperare ca să... La revedere! Unde-i heciu? Nu! Imbecilule! Te rog, lasă-mă! Ai milă! Fă ce vrei! I'm done! Nu! Vreau jos! Du-mă la heci! Sclavule! Nu mă mai forma! Du-mă la heci! Îi pândeva pe aici heciu, că știu sigur! Dar unde heciu? Heci! Nu! Lasă-mă! Bă, da, lasă-mă! Te rog! Îți bă joc de mine, dă-mi drumul! Fac, dai câștigat! Du-mă unde vrei, nu mă lasă-mă! N-ai unde, că ți-am futut scaunele din partea asta! Mă duci la heci? O să fii un killer de... Uite heciu! Nu! Mă duce la hedge. Dar tu mă la hedge! Te rog. Fii un killer bun și du-mă la hedge. Uite că nu mă mai zbat. Fuck it! No. Hey! Vezi că până acum o să mă zbad. Acolo era heciu. Nu! Te rog, lasă-mă! Nu cred! Ce tare a fost jocul ăsta, frate! Nu cred! Super, frate! Ești genial! Să-ți adaug! Frate, ce tare a fost tipul ăsta. Mi-a plăcut maxim de modus până la hedge. Băi, foarte fain jocul. Eu sper că v-a plăcut și ne vedem data viitoare cu un alt episod. Vă